Începem așadar jurnalul în așteptarea votului din Parlamentul European în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen. Oficialii urmează să aibă o întrunire decisivă. Premierul Nicolae Ciucă i-a convocat la Palatul Victoria pe europarlamentarii PNL și PSD. La discuții vor participa și ministrii de externe, interne și justiție. Gabriela Mihai ne aduce mai multe detalii. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm, ești în direct. Am găsit la ora 10, va avea loc întâlnirea aici la Palatul Victoria, o întâlnire la care participă premierul României, desigur, ministrul afacerilor interne, ministrul afacerilor externe, dar și ministrul justiției, împreună cu europarlamentari din partea socialdemocraților și din partea liberalilor. Ei bine, este o ședință în care se vor pune de acord oficialii români, astfel încât să aibă un mesaj comun în privința aderării țării noastre în spațiul Schengen. Vedem că până la urmă ar mai fi doar câțiva pași până când țara noastră ar putea intra în spațiul Schengen. Tocmai de aceea în aceste momente se gândește o strategie și totodată am văzut abordarea în ultimele zile, o abordare în care vedem că se vine cu un mesaj unitar din partea oficialilor români, tocmai pentru că toți sunt de părere că țara noastră îndeplinește toate condițiile pentru a intra în spațiul Schengen. Încă din 2011 au fost îndeplinite toate condițiile tehnice, tocmai de aceea nu ar mai fi nevoie de încă o amânare. Important însă de precizat este că vedem, se așteaptă o rezoluție în Parlamentul European în sesiunea plenară din 17-20 octombrie, însă votul decisiv urmează să vină pe 8 decembrie, pentru că dacă România va intra în Schengen, este nevoie de votul unanim al Consiliului JAI, care va decide ridicarea controalelor la granițele interne. Așadar, acest Consiliu se va întruni pe 8 decembrie. Până atunci, toți oficialii din țara noastră vor face toate eforturile astfel încât să nu mai existe nicio problemă în privința aderării țării noastre la spațiul Schengen. Am văzut și declarațiile din Parlamentul European, declarații ale eurodeputaților români care au venit, desigur, cu același mesaj că țara noastră trebuie să intre în spațiul Schengen și vedem că dacă se va face această aderare, va fi la pachet cu țara vecină, Bulgaria.